Conform regulamentului de funcționare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a legii 241 pe 2006, modificată prin legea 224 pe 2015, cetățenii din Giurgiu au obligația de a permite accesul echipei APA Service să-și desfășoare activitatea de inventariere a instalației interioare de apă și canalizare a imobilului, se arată în comunicatul transmis de APA Service SA. Totodată, cetățenii au obligația de a solicita eliberarea avizului de branșare la rețeaua de apă, respectiv avizului de racordare la rețeaua de canalizare, Înainte de execuția acestor lucrări, cei care beneficiază de racord la canalizare până la limita de proprietate trebuie să anunțe și să solicite eliberarea avizului de racordare și întocmirea actului adițional la contractul de apă înainte de realizarea racordării instalației interioare de canalizare la rețeaua stradală de canalizare. În mod special se menționează faptul că orice încălcare a acestor norme, de branșare sau racordare, fără anunț prealabil, aduce după sine aplicarea penalităților de calcul a consumului de apă și canalizare sau, după caz, chiar de branșare a imobilului de la rețeaua de apă și canalizare a orașului.